Neața, oameni dragi, ce faceți? Bine v-am regăsit la un nou episod din Assassin's Creed Rogue, oameni dragi. Ultima când am întâlnit noi, frate, am fost cu cei la Kunamas Camer, să ne întâlnim cu niște contrabandiști, lucrurile nu prea au mers destul de bine, iar acum vedem ce se va întâmpla cu povestea Sigel, de-abia aștept să mă joc să vedem ce și cum, frate. Inițial am vrut să filmez așa un GTA 4, dar am zis că mai bine filmez asta, știi? Where to? Wherever Templar affairs lead us. Liam. It's not like you to set out without a plan. Plan or no plan, we choose our own battlefield. And hey, we're not most at ease when we're at sea. Right you are. Let's set sail. More sail! All sail! Halifax, 1952, oameni dragi. Mamă, deci așa de bine și îmi place foarte mult jocul ăsta, să-l bag piciorul. It's closer to the artifacts. Sir Keely's tasked you with this mission? No. Task me to task you. You need to find what was stolen from Mac and Dalche. You have to recover the precursor box and manuscript. This is your mission. Okay. And what's yours? Watch your arse. Achilles doesn't really trust me, does he? Give it time, Shay. Do this for him. For us. You'll do much more than earn his trust. Liam, do you know what Achilles writes about? I see him in his office all the time, bent over his papers. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course, he corresponds with assassins on other continents. Oh, of course. Whoa. Liam, you could be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same as you. His favorite son. Connor's his favorite and only son. Then Achilles is heir. Uh-huh. Connor may inherit the house, but you'll be mentor. We'll see. No, să știi că jocul ăsta chiar e ok și îmi place că joci din perspectiva templierilor, ca să zic așa, vedeți cam care sunt cele două părți. Acum n-au să spuneți la spoilere, bă, nu-i totul spoiler, că din poveste și din titlu se înțelege cam despre ce este vorba. E vorba despre un fugar, rogue. Deci se înțelege că, na, port la joie, eu sunt port la joie, mă numesc port la joie și mă scar. Bă, m-am ras asta ieri alalteri. Pe piept și la sub braț, coaie. M-am ras la sub braț. La sub braț. Trust me, you will sell those lobster by the ton in France. Ah, the cabbage farmers return. About time. We have a lead on that curious manuscript. I'd be surprised if you can read it. No one can read it, imbecile. This is why the Templar are taking so long with it. But one of our allies has caught a glimpse of their work. A pirate? A spy who worked with the pirate. We set sail for Anticosti. That should prove a good test for this floating cesspit you call a ship. Ah, mă, ce te-ai dă nava mea, coaie, că e mai rapidă, ești nebun. Pe vremea că nu exista bios, ești nebun. Are the pirates. I consider them brothers, Shay. Aha. When the time comes, they will lend aid and help us fight the Templars. The roast beef would realize that Templars were pulling their strings. Are the Templars truly in control in the colonies? Not quite, but their influence reaches far and wide. And what about the spy we're meeting? You need not worry about Le Chasseur. He is loyal to the Brotherhood. As it happens, he also has friends in both the French and English fleets. Moare, he knows more about what goes on in these parts than you can ever hope to learn. Aha, mersi mult, frate. What can you tell me about Adewale? You obviously admire the man. Știu că filmarea de obicei nu prea înregistrează ce vorbesc anumite personaje, deoarece se aude bantru, cas, bant, casca stângă, ban, casca dreapta, nu știu exact. Deci sper să fie ok, știi? N-am să încerc să nu mai mișc totuși mouse, că poate din cauza asta, nu știu din ce cauză, știi, se întâmplă treaba asta. Și, cum se cheamă? Am să fac și cu Assassin's Creed 2, dar nu acum, adică să-mi vină cheful. Coaie, eu când am jucat Assassin's Creed 2, l-am jucat în 2013, coaie. Aha, ok, deci are 10 wood și metal, am înțeles. Okay. Nu prea mult, am înțeles. Nu prea mult. Wow.
Haide, haide. Am încercat să pun filmarea pe una pe hard disk cum a venit, dar îmi face cam stuttering pe filmare și motivul pentru care l-am vrut să-l pun, mă rog, gata că vă interesează, dar pe voi nu vă interesează, e că ocupă foarte mult, adică de exemplu am făcut acum un clip de 30 să pot și un clip de 30 de secunde a avut 1 giga, frate, adică dacă filmez acum vreo 40 de minute, vă dați și pe seama cât e. Deci a trebuit să mai am grijă, dar dacă cumva mă vedeți că mai ies și uit să editez, să știți de ce. Încă de obicei știm doar seama cam pe la ce, să zic așa, când am ieșit eu în desktop, știi? Dar până mea, coaie, nu contează treaba asta. Și am jucat Assassin's Creed 2, frate, în 2013, coaie, mamă, ce bun a fost, Doamne, deci a fost Dumnezeu, coaie, jocul ăla, Dumnezeu. Și chiar nu înțeleg de ce nebă Ubisoft n-ar putea să pună mă schemă, să facă remake cu aia, adică e mama, deci jocul ăla e prea bun cu aia, pe vremea când Assassin's Creed era Assassin's Creed, dar uite-te și tu cu aia, Assassin's Creed, vedeți? Fără RPG, fără, mama, ce vremuri bune cu aia, adevărat. Singura companie care mai am eu, să zic așa, încredere e Rockstar-ul, frate. Bine, cu toate că și Rockstar-ul, frate, a început să o ia, dar măcar și care faza, măcar face jocuri bune, știi? Aaa, mă, coai, nu m-am uitat în apă, coai, că e frig în pula mea! Bă, nu m-am uitat că e frig! Bă, e frig în pula mea! Mamă, futu-s mort! Bă, te-i... Aaa, mă, te-i îngheață apa, coai, dar ce scrâjani împuțiți, coai, să-mi ba pula în fesele lor aniale! Coaie, era frig și ăștia nu m-au lăsat să mă încălzesc puțin. Mama, futu-s morții tăi! Coaie, nu mi-e să cred că mă mor pampilul, ești nebun. Băi, tai dracu, nu m-a lăsat să urcă. Pă, asta ești nebun, eu mă căzeam. Haide, mă, și-mi vreau acolo încet, așa, știi? Haide, mă! Nimica, coaie. Mama, pe toți eu mor. Pe toți vă mor! Ce faci, coane? Nu, ca și eu mor, coaie, ești nebun. Deci nu am nicio treabă, coaie, eu mor direct. Hai. Bam, mor și ăsta. Încărcăm, păi nu, că ce rost are să mă duc până la că ăștia mă, că fac dracu ciroze, ești nebun. Nu, stau aici, coaie, stau aici frumos, lejera, nu, uite ce frumos, la i-am pușcat pe rotații, știi, vedeți? Fucking plebs. Murim de risc. Poate zate unul de tăi. Iată. Așa, repair the Morrigan. A reparat Morrigan-ul, acum i-am luat supply-ul, materialele ca să putem să ne construim asta și cu atât farmăm mai mult pentru asta, cu atât putem să ne abordăm nava mai curabia, să zic așa, mai bine. Acum trebuie să ne ducem la un, să zic așa, la un fort, să zic așa, care putem să ne abordăm asta, cum neva se cheamă vasul. Mă rog, am să zic vas, mă rog, nu contează treaba asta, știi la ce mă refer. Da, hai că încerc să mă numesc o să zic corabii, nebun. Vedeți și aici puteți, de exemplu, să vă faceți upgrade-ul. Fiecare port, să zic așa, are un Harbor Master, doc. Mamă, King George. Vedeți, mă, frate, mă, când era asta se schidu, asta se schidu, adevărat. Mă, cred că singurul Assassin's Creed ok care a fost, așa a fost Origins-ul, frate. Pentru că a avut originea de la Assassin, cu aia, cum s-a format Assassin-ii. Că bine, Assassin-ii știți care a fost faza? Ei existau și înainte, dar nu existau ca și grup. Știi, adică nu era frăția asta, știi, ca un fel de grupare. Ei lucrau, lucrau independent, știi, și practic Bayek, prin acțiunile lui, au format chestia asta, pentru că uite, de exemplu în Odyssey era prezentat practic Isu și armele Isu și așa mai departe, știi? Care în casă nu știu ce înseamnă Isu, oamenii Isu, morții mase, sunt oameni care au existat înainte noastră, care erau mai inteligenți, știi? Care erau, da, era mai bine dotați, ca să zic așa, știi? Ia, de exemplu, în Valhalla, sincer, deci mi s-a port atât de boring cu aia, atât de trash, ai, mamă. Păi, mai întâi la viață, pentru că, na, eu cum n-am mai jucat de foarte mult timp până Assassin's Creed, nu prea... Mai bine mă, da, să zic, mai bine dau la viață și după aia, frate, avem și mortare. Da, ideea că trebuie să farmăm foarte, foarte mult și la dreptul că foarte mult ca să putem să... Îmi batem 100%, știi?
putem să ne schimbăm și gen roata aia acolo unde mergem noi și chiar și pânzele. Deci, bă, am jocul îți dă, de exemplu, upgrade-uri. Acum trebuie să ne ducem la fortul Anticosti. Să vedem ce este cu harta aia, cu, știi și voi. We should resume course to Anticosti, Captain. Indeed. The chasseur is waiting for us. The sea between here and Anticosti is rough, Captain. The Morrigan seems sturdy enough for the challenge. Așa ar părea. Da, știu că acum asta s-ar putea să fie mai... mai boring, că n-ai cu nave, dar e mișto. Enemy ships! They're sinking the fishing boats. You must believe those fishermen strayed into their waters. These cowards must pay. And would you look at that? Standing right in our way to Anticosti. What say you? You sink every last one of them. For once, I find myself agreeing with you, Shay. Ah, finally. Finally. Știu că există moduri pentru Assassin's Creed 4 în care poți să conduci, de exemplu, și pentru Rogue, în care poți să conduci și de-asta Man of War. Și chiar gen mod, adică literally mod. Și da, nu vreau să trișez așa, gen, am să joc așa doar pentru mine cum a venit, știi? Și chiar acum câteva zile m-am uitat pe la un clip de un YouTuber care a făcut așa clipuri cu Assassin's Creed și tipul a zis că Ubisoft o să se focuseze mai mult pe partea de RPG pentru că a văzut că Valhalla s-a vândut foarte, foarte mult, știi? Și știți care e faza? Valhalla s-a vândut pentru că din cauza setării, frate, pentru că a fost setat în epoca vikingilor, ca să zic așa, știi? Și gândiți-vă, frate, că câte jocuri au existat cu vikingi, adică câte există până acum de nivelul, să zicem, asta se scrie. Dar nu, asta zic, că nu există, știi? Adică, oricum, chiar dacă există, sunt nașparul rău de tot, știi? Mama, Brotherhood, ești nebun. Salt hair, open skies. A man out on the ocean is as free as a man can be. What do you say, Liam? We're out here for a reason, Shay. Mind your duty. Oh, uite, mă, e nervos. There it is. Anticosti. There he is. Should be there. Anticosti. With any luck, he will know where to find that. Anticosti. There he is. Anticosti. The ship here, Captain. Mamă, cu aia mea, am fost să gâtuși nebun. Petat. Alea. Ce m-a atacat, mă? Ce m-a atacat, mă, putu-vă în rasa în cișmea? Haide, mă, haide, mă, haide, mă. Hai, plebule. Mamă, cu aia, dar... Mamă, dar vezi că e bun ăsta pe bătaie, ești nebun? E, băi, vezi că e bun, adică... După părerea mea, a trebuit ca și să-l antreze pe Achilles, ești nebun. Take a look at this. I borrowed these plans from a Royal Navy ship of the line. They are like nothing I have ever seen. Good. We could use some more powerful weapons. Le Chasseur, allow me to present our associate, Shay Cormac. Gentlemen, I have news. Okay. On this same ship, I spied the manuscript you seek. It was written in an exotic language I did not recognize and was full of drawings, plants, and animals out of an opium dream. Were there no charts, no maps? No. There may have been some kind of code, but neither I nor the roast beefs could ken it. Where is the manuscript now? The man who brought it said a man named Washington sent him. I know that name. He's an important Templar, isn't he? He is. Lawrence Washington has great ambitions that Templars have helped fulfill. Shay. It's your turn to find him. You, sir, have our thanks. Mamă, coaie. Dar poate cum a zis, let me present my associate, Shay Cormac, și nimic, adică n-a avut nici măcar salut, nici măcar un handshake, nimic. Aie, țeacă. Mamă, dar îmi place așa cum vine treaba asta. Bă, și m-am uitat acum câteva zile, frate, la cel.ro, la... Cum se reinstalează Windows-ul? Și bine, știu treaba asta cum se reinstalează, dar beam o bere și am vrut să mă uit așa, știi? Și... Omul ăla, frate, nu mai știu cum, că, parcă Dragoș îl cheamă, tot Dragoș îl cheamă. Bă, super de treabă băiatul, adică n-am treabă cu el.
Da, și cum ai zis, ba, a butat stick-ul de pe Mog, a făcut un stick de la USB cu Windows morțimoase, după care spune el foarte ușor, spune, bă, intrați în BIOS. Aha, aha. Cu siguranță să știi că, bă, fix acolo mă duc. Bă, mai bine mă duc la dracu decât să intru în BIOS cu aia, să-mi bag pula. Bă, în clasa anxietate cu aia. Deci, cu aia, deci nu intru în BIOS decât dacă o fi ultra mega necesar cu aia. Dar eu nu vreau să... Bă, mi-e frică. Deci, mie, efectiv, mi-e frică să umblu acolo, că e la terminat. Deci, nu mă vezi... Nu mă vedeți cu aia. Nu mă vedeți. Deci... Puteți să poate să fie jocul, îi spun Windows, dă-te dracu. Bă, ce, bă, nu era mai mișto viața fără BIOS? Nu pa bună acum. Păi aia în anul 1760, când se ducea un război, păi înainte să se ducă în război, intra un BIOS ca să intre în război? Nu, pula mea, că erau deștepți. Numai fătălei intră în BIOS. Ar trebui să se ducă, să nu mai existe BIOS, ești nebun? Cine a inventat BIOS, bă? Ce de? Auzi BIOS. BIOS e măta cu aia. Cum să crezi un cuvânt atât de urât cu aia? BIOS. E urât. E hidos. Îmi vine să vomit cu aia pe mine. Auzi. Enter the BIOS să selectezi butonul. Tu te dracu, cum să selectezi din BIOS butonul? Tu ești handicapat? Cum să existe BIOS? Bă, BIOS-ul e pentru o chestie și Windows-ul e pentru altă chestie. Auzi. Bine, nu pe ăla care... în general vorbesc, nu de pe cineva anume. Doamne ferește. Doamne, auzi BIOS. Tu te dracu. Mai bine aș crăpa, ești nebun. The Templars desire to understand the nature of these artifacts. Their spies have called upon many doctors and other learned people in New York. They have also approached many tribes with questions. Yeah, they've been showing that manuscript far and wide. No one can read the strange writing or understand the images. We do have a name though. We learned that Lawrence Washington sent out the manuscript. Lawrence Washington, businessman, Virginian politician, and high-ranking Templar. Oh, yes. I recently heard he was back from the West Indies. One of my men saw his major domo pick up a strange package. Then that package will be delivered to him promptly. Shay, figure out what it is and find Washington. And when you do, learn all you can. I'll prepare the Morrigan. Ok, se pare că îl omorâm pe fratele lui George Washington, Lawrence Washington. Care aparent în 3 nu spune absolut nimic de ele, că nu-l menționează deloc. Bine, nu știu, poate nici nu prea avea legătură cu asta, dar mă rog, nu știu dacă exista oare și care legătură, știi? Și îmi place foarte mult, frate, eu iată vă zic, din asta vă dau spoilere din joc. Este că îmi place foarte mult cum s-au... ce-a făcut Ubisoft cu jocul ăsta, adică, de exemplu, acest joc conectează Assassin's Creed 3 și Unity, frate, adică mi se pare că l-a conectat foarte, foarte ca lumea, frate, știi? Adică omul ăsta o să vedeți că o să desfășoare, o să dă, nu o să desfășoare, o să dea drumul la un lanț de evenimente, ca să zic așa, acest om, I make my own luck. Da, și să știi că asta cu Ezio, frate, chiar a fost... Gen o serie chiar foarte, foarte bună, de exemplu Brotherhood-ul, frate. Băi, deci nu puteți să mă contraziceți, dar a fost definiția Assassin's Creed-ului cu aia. Adică dacă cauți cumva ce înseamnă Assassin's Creed, frate, găsiți imaginea cu Brotherhood. Și care o fi... asta o fi... Mamă, ce mă enervează asta, mamă, deci mi se face asta ce mai grea să urmărești. Alright, man. Time to be quiet. Mamă, deci urăsc cu aia ăștia care a făcut traficul sclav adevărat. Și cuvântul sclav mă enervează, adică mi se pare atât de barbaric cu aia. Now you think he had something to do with the theft of the artifact. Și n-am înțeles, știi, că a fost mentalitatea asta, știi, gen mamă, să iei sclav, să se iei, adică cine îți dă dreptul, frate, dar vinde sclavi. Știi că... Blockade, captain! This won't do. Shay, you must follow that ship on land. I'll do that. Bring the Morrigan around another way. I can track that package and find Washington. Okay. Asta zic, adică mi se pare... Cum n-am mai schimbat? Mi se pare atât de nedrept, frate, pentru oamenii aia.
Și să știți că a durat foarte mult, să știți că a durat foarte mulți ani până când lumea oare cum s-a obișnuit cu oameni de culoare, știi? Pentru că și în 1800 erau sclavi, că mă rog, nu că mai erau sclavi în 1800, dar erau tratați oricum urât, știi? Și lumea oricum era foarte rasistă, știi? Washington must die. Ok, am înțeles. Mamă, dar... Nu știu acum dacă românii erau priviți bine pe atunci, adică bine, pe atunci era țara românească, după aia a venit, mă știu, prin... Știu că Ioan Cuza a făcut o reformă, dar nu știu cum s-a numit reformă, dar nu reformă agrară, nu aia. Nu, dar nu aia a fost altceva, nu. Nu mai știu cum ce s-a întâmplat după aia. Înainte știam că n-am învățat pentru un test la istorie, frate. Dar a fost cu Ioan Cuza, poate aia mi s-a părut chiar foarte ușor, a fost gen foarte basic și foarte lung, tot felul și logic, știi? Asta e faza, știi, când începi câteodată nici nu prea ai cum să înveți logic, știi? Adică sunt unele chestii care oricum trebuie să le înveți gen papagalicește, știi? Nu prea ai ce să le faci. Că, de exemplu, la română nu prea ai cum să le înveți logic, știi? Că nu prea are logic, că nu că... Nu prea văd cum ai putea să înveți tu, de exemplu, la română logic. Știi? De exemplu, la istorie normală, știi? Că, bă, s-a creat reforma și din cauza reformei s-a întâmplat treaba asta, știi? E ca și capul aia, că îți imaginezi cu aia, știi? Dar, de exemplu, când înveți, de exemplu, de un poet și de nu știu ce, frate, nu prea ai... Adică cu greu ți imaginezi, știi? Cu bau! Ok. Bun, mort. Nu, știi că ăștia nu cheamă. Ok. Unde e ăla cu aia? Ok, aici cu aia. M-am să mă ocup și eu de el rapid. Au! What? What the fuck was that? Taci, mamă, deci n-am făcut să dă-l... Mori? Mamă, cu aia, dar câți? Mamă, dar ce-i face cu aia? Păi dacă mi-o dai mie de... 3 de alea cu aia, nebun, muream, ești nebun. Hai. Mamă, dar în Unity poți să faci parcul ca lumea, ești nebun. Opa, opa. Dar nu așa... Da, nu, am vrut să-mi dau cover, dar... Coai, cât de șmecher a fost asta, coai, dă-te... Coai, cât de șmecher am făcut-o pe asta, nu vine să cred. Murim de risc, mor de tort, deci... Mamă, coai, cât de... Mamă, ca Batman, coai, ești nebun ca Batman. Ai, ca Batman! Rifle. You there! Stay! Where you are? How can that be? It makes no sound. Thanks for the present, Master Washington. Uite-te la ochii lui, deci uite-te la ochii lui cum sunt negri, așa, adică zici că sunt aia, nu știu, morți măsii. Every Silent Range Weapon, a, deci putem să-i omorâm, sau să-i adormim Silent cum a venit, știi? This is a strange surprise. It's not quite what I was expecting. Now I must find Washington and interrogate him. Vino încoace, cucubau! Haide, mă, haide, hai să-l... Mamă, dar ești prost de... I need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. Vezi dacă te-am mâncat în cur? Ok, și unde e ăla cu aia? Brother, are you sure you shouldn't be in bed? I am fine, George. Be a good host for my sake. Go to the wine cellar and get something special for our guests. I will. Gentlemen? Brother is a bright spot in a troubled land. If I may make one request before I depart this life, please leave him in peace. He should have nothing to do with the troubles of the Templar cause. We all respect that sentiment, sir. You have my thanks, gentlemen. Master Smith, are you ready to leave on your voyage? Aye, sir. I shall return with answers. Master Wardrop,
Are you likewise engaged with the manuscript? Yes, sir. We will soon know its meaning. Then I bid you take your leave. Washington can barely stand on his own two feet. Better be right about him, Liam. Because I'm about to murder a dying man. George is quite the wrong fella, isn't he? Desigur, n-am să-l omor cu... Că mă spune că trebuie să stau pe bancă și să mor așa, dar nu, n-am spus la asta. You are too late, assassin. It's never too late to ruin Templar plans, Master Washington. But my plans are already in motion. Even leading you here has given my allies time to escape. Thank you for making my end a quick one. And thank you for revealing your master plan, you scheming snake. Wow. Bă, îmi place foarte mult gen memory corridor, cum sunt astea cu aia. Deci asta a făcut să fiu Assassin's Creed-ul Assassin's Creed, știi? Asta e frumusețea jocului, știi? Și nu știu, după asta nu știu ce serie, cred că aș face cu un Assassin's Creed 3, probabil. Au, bă, stai, mă! It's not fair. Au, mi-e frică. Ha, mă, sare în pizda, mătii. Ai, mă, dar e prost ăsta cu aia să mă bată cea-mi mai sfântă, e nebun. Gata, 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 plec, gata, 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 gata. Calmează, că am văzut câta cât m-au ținut picioarele. Mamă, dar... La fix am venit, ești nebun. Și am văzut că și pora acum, bine, place că vorbesc tot despre chestii de asta total random, ești nebun, adică sunt prea... Adică, baba mea de Assassin's Creed, după aia vorbeam direct de pora, ești nebun, dacă ce legătură avea una cu alta. Bă, m-am uitat și eu la vlogurile lui, frate, și vreau să-ți facă casa cu aia și chiar sunt chiar cu chestia asta adevărat. Nu cred că o să mor aici cu aia, pentru... Au! Hai, hai, repede, repede! Știi, și bă, când am văzut casa aia, bine, casa arată într-un mod deplorabil, adică ce puțin acoperiu și n-aș poate să fie făcut ca lumea, dar spun eu, frate, că dacă, de exemplu, ai bani și ți-l faci cu gust, orice lucru, orice nașpa, poate să fie transformat într-un lucru bun. Deci orice lucru rău poate să devină un lucru bun. Deci credeți-mă că așa este, dacă ai bani, e super ok, știi? Sunt chiar curios ce o să iasă, adevărat. Păi nu știu, acum s-ar putea să iasă, nu știu, vreo cel puțin 2-3 luni. Că bine, gen, construcția ei pare bună, adică e de 13 ani, știi? Că te gândești că, de exemplu, și casa lui străbunica mea, străbunicii mele, frate, e construită în... Deci casa lui străbunica mea a fost construită undeva prin 57. Deci încă ține acum, deci... Și aia e construită de vreo 13 ani, deci undeva prin... Eu știu, 2005-2006 a fost făcută casa aia, gen construcție și... Cărămizi și așa mai departe, la aia mă refer, știi? M-am uitat acum pe cum se cheamă să văd cam care e faza și mai am vreo 60 de giga, cam așa mai am. Where in the world has the most beautiful girls? I suppose it depends on your vision of beauty. A damsel from Corfu and one from Oslo are as different as chalk and cheese, but both could be lovely. See, opinions like that give a man a reputation for wisdom. We're almost there, Captain. Le chasseur will be expecting us. And Chevalier. Și Chevalier de la Belandri. Hai să punem asta aici așa. Mă enervează foarte mult, foarte, și mă enervează pe mine foarte mult că se consumă foarte multă memorie, frate, adică din mult când filmez cu aia, știi, mă enervează. Depinde acum, depinde de joc foarte mult, știi, că de exemplu la San Andreas puteam să filmez foarte fără grijă și da, bine, San Andreas e joc mic, nu-i ca rug. Și totul este dat pe ultra. Absolut totul pe ultra, în afară de anti-stropic filtering cu aia care l-am dat pe X4 și nu l-am dat chiar pe maxim. Chevalier, what happened to your vessel? I got myself into a bit of a scrape.
sent three ship and all hand to their watery grave. The Gyafu nearly followed them down. Just your fate has been better, Le Chasseur. Indeed. My sources inform me that Samuel Smith has searched far and wide, looking for answers on how to make that strange box work. He just returned from Europe. Where is he now? Refitting his schooner. If you hurry, you can catch him there. Oh, remember those blueprints? Well, I had an engineer build that marvelous weapon for your ship. Master Puckle's gun fires more shots than an artillery brigade, and twice as fast. Many thanks. Anything for my hooded friends. Pentru glugari, prieten, da, corect. Glugari. Suntem niște glugari împuțiți. Ia-o, deja suntem bărbați adevărați. Dum, 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 dum. Bă, și cred că m-am gândit la acum chiar s-a atacat cu câteva zile și am văzut cu un tovarăș, fie chiar un pătit al meu foarte bun. I will join you on this voyage. A, mișto. Then shall we, și m-am gândit să fac și GTA 3. Adică par mai handicapat jocul ăla, știi? Vă dați voi seama câtă cată încă o să fac în el. Că m-am gândit și inițial să fac și un GTA 5, dar am zis că, cam toată lumea știe, știi? Da, bine, putem să facem. Nu e niciun fel de supărare. A, aia era. Most fortunate timing! Lady Luck never ceases to smile on you. He's seen us. Give chase. But hold your fire. We must not damage the box or risk losing it to the sea. Can... Well, can't go any faster. At least my ship is still seaworthy, Chevalier. Oh, yeah, that to be. I see Sabine. Fire! Samuel Smith is the Templar's treasurer. What he's doing in these waters is beyond... Bine, nu o să fie tot jocul mai curabie, dar așa e la început, știi? He's refitting his ship. Something must have happened. Hai că băresc, poate vă lipsește treaba asta, știi, pe voi. Mi se pare, hai că mi se pare ok, nu mi se pare nici chiar așa bun, știi? Mai și vorbesc cu mine și trebuie să-mi aud un sunet ăsta ambientat pe fund, dar eu zic că e ok. He probably still has it. So we can't sink him. We'll have to board his ship. We'll force him. De n-am zis, dacă de ce dracu să nu aruncăm în apă? Adică dacă nici noi nu avem nici asta, nici timpul nu o să aibă. Deci într-un fel e win-win. Știi? Că oricum, dacă chiar dacă de exemplu aveai cu acea cutie. It seems you're not the only one equipped with such a ram, da, nu prea era, și erai expus, știi? Și n-a să vă dau spoiler din jocul ăsta, adică nu știu și nici voi să nu dați. Mamă, deci urăsc ăștia care dau spoilere din joc, să-mi va pula. Mamă, mi se pare că sunt cei mai rațați oameni care dau spoilere, știi? A, că de exemplu că a apărut, de exemplu, un joc de 14 ani și de-aia tot ce... Și și cunosc cu jocul, atunci da, frate, da, totuși. A trecut, au trecut 14 ani, știi? Oh, oh. It's an ambush. Halfway you see Diablo not there. Speed oh. Must not escape. Da, 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 și cred că ăla o să vină spus pe noi. Da, deci asta era inevitabil treaba asta. Băieți, îmi place foarte mult când rug. De exemplu, și alți oameni îți pot să-ți dea bord la ship. Ceea ce mi se pare iarăși ok. Eu zic că acum așa să nu mai dau chiar click tot timpul. Adică trebuie să se audă. Chiar o să dau mai la îndepărtare puțin, să nu fi chiar aproape de voi. Că știu că se cam aude, dar n-am, chiar credeți-mă că n-am ce să fac. Așa stau de microfon, e sensibil, știi? Mor și tu. Ia să mai forțez acum un smog. Da, bine, să hai că forțez acum, că totuși e ușor aici, na. Bă, toate mori, mă, turu, turu, bum, bum. Uite, vedeți? Mai o bătaie, mai o cheftăneală. Bă, dar dracu mor, toate... Mama, al dracu, dacă se, ce se ține bine asta cu aia, ăștia erau bine hrăniți cu aia, ești nebună, ăștia sunt la țiștia. Nu ca NPC-uri din GTA 5, dacă dădeai o pamă la un NPC, frate, mureau. Aha. Nu mai sunteți așa ta lingură acum. Hai, dracu, au vrut să-mi dea mie bord.
La și să-mi ia nava care am dat bani pe aici, nebun. Și nici n-am uitat în BIOS ca să o iau. Știi? Dar nu știu, frate, la în caz anxietate, deci indiferent, deci din poți să spui tu mie că dar nu vreau să intru cu aia în el. Bă, și chiar m-am uitat, frate, m-am uitat recent la clipul cu București în anii 1930 cu aia. Și bă, mă crezi că efectiv regret că sunt în anul 2021, adică efectiv îmi este scârbă cu aia. So, adică mi-e scârbă de tot ce văd, frate, nu vedeți cu aia că nu mai vedeți. Nu știu, frate, adică, în 1974 nu era mai fericită cu aia, așa, bă. Și nu ca acum, acum au văd așa tristă să facă bani. Acum, de exemplu, cu românii și nu s-a dat să fie rău, frate, oriunde te duci. Știi, de, nu știu, de frustrare, de nu știu ce, știi. În 1937 cu aia oamenii erau mai ok, frate, erau îmbrăcați la costumul. Ce vezi acum, bărbați cu blugi rupți sau cu tatuaj de ala și nu știu ce, știi? Bă, oamenii erau oameni, frate, erau cum se cade, vorbeau ok, nu? Adică, bă, și chiar și țăranii care vindeau, frate, pătrunjel, frate, erau mai fericiți. Vorbesc serios cu aia, acum și blocurile cu aia și construcțiile, frate, erau bune. Păi cu aia arăta ca în America, ești nebun, Bucureștiu. Și cum vă, și mă, și efectiv, frate, mă doare, cum am, cum am de, cum... Am dezvoluat, sau cum neva se pronunță, frate, pe știi care a fost faza? Comunismul, frate, de, la, de, de când a apărut comunismul, deci România a început să cadă și a început să cadă rău și nu ne-a mai ridicat, știi? Noi acum spunem, a, că da, tehnologie, frate, că nu vezi câtă tehnologie a portat, dar și cu ca, ce cost, știi? Adică, nu știu, pana mea cu aia, nu știu, știi, era viața și mai simplă, frate, nu exista nici stresul ăla, nici să faci bani, nu știu, era mai... Mai simplu, da, mai simplu viața, bă, nu, cu, nu ca acum, frate, știi, cu să ai bă, să nu vezi nimic și să ai bani mulți, știi? Nu, frate, învățai, aveai bani, nu învățai, n-aveai bani. Știi, acum e invers, știi, ăștia care nu învață au bani și ăștia care învață nu mai au bani, știi? Păi, de exemplu, frate, am văzut un reportaj, mă rog, da, un reportaj cu un profesor de matematică, frate, la Măruță, care efectiv, frate, era fost un dascăl cu aia, deci efectiv un dascăl, un tutore, un profesor, un profesor de matematică cu aia. Care, care, bă, când zici că a lucrat la, în stat, ai că te... Ești prost. Ești prost! A, așa, te gândești, frate, bă, că, bă, a fost baza statului cu aia, adică, bă, un om care a lucrat gen cu, bă, într-un învățământ, într-un sistem. E, și, frate, cu toată asta, el dormea în fucking mașină cu aia. Deci el dormea în mașină cu aia, ca să vedeți și voi ce, la, ce mult l-a ajutat statul român cu aia. Păi, tu crezi că, tu crezi, frate, că se întâmpla să un profesor din 1937 sau, nu, sau nu, 1800? Nu! Asta e faza. Știi? De asta, de asta nu-mi place mie să trăiesc în căcatul ăsta de ani. Și nu, și multă lume te judecă, frate, după, după cum te îmbraci. This cannot be. No! Do you even know what that is? An ancient artifact. Treasure from those who came before. Yes. It matters not. Some of the greatest scientific minds of all Europe could not make it work. Now all I need is the manuscript, and all shall be revealed. Wow. Kills me to that, așa distrui gunboats. Bă, perfect cu aia, perfect, vedeți? Ok, bun, you can... Ah, deci acum puteți face noi treaba asta, ok. Hai să mă luăm, frate, că o să ne ajute, frate, poate mai trebuie să mai luăm niște ceva. Și adevărat, ar fi să mai farmez și eu acum, dar și că fost fața nici nu prea, că vreau să mă apuc zi de misiuni, frate. Și așa off-camera o să mai farmez. Cum ne mai se cheamă? Dar dacă vrei să farmez, să fac așa un video în care doar farmez, dar nu știu, știi, când doar farmez, parcă... Nu știu, nu prea e cine știe ce, mă, că nu mă vedeți. Ok, bun. Ies de aici imediat, perfect. Sunt pe navă, nu vă uitați că sunt aici. Și asta cu 1900. Nu, era și mi-a... Și, băi, sincer să fiu, frate,
chiar m-am gândit la copilărie cu aia să-mi va pula. Adică nu știu, am avut un moment ăsta în care m-am gândit, bă, ce fericit eram când eram copil. Știi, și acum vă dau acum un mesaj pentru toți cei care mormăriți și sunteți, mamă, cu aia, sunteți copii. Așa, să vă bucurați, frate, de copilărie și să trăiți fiecare clipă cu aia în parte, fiecare clipă cu aia. I don't much feel like celebrating. Așa, frate, pentru știi, m-am gândit, frate, bă, cum eram, frate, eram, bă, mă simțeam și safe, mă simțeam, cum de-aia se cheamă, iar, bă, eram fericit cu aia, că și Crăciunul mi se părea că era magic, frate, adică totul, frate, nu știu cum de-aia să vă zic, bă, simțeam, frate, deci cu, bă, că mă bucuram cu aia de ceva, mă bucuram cu tot corpul, ești nebun, deci cu tot sufletul, cu tot corpul, cu tot, bă, și nimic cu aia nu mă putea să mă facă trist, frate, când eram bucuros, ești nebun, deci nimic. Și eram cu aia, eram fericit, ești nebun, și îmi lipsește cu aia, și fi dat acum, bă, acum, deci dacă, de exemplu, acum a venit Dumnezeu la mine și mi-a spune, bă, Dragoș, ce alege? Bă, să-ți pierzi picioarele acum, dar să mai retrești o dată copilăria, frate, și așa alege, da, frate. Acum, da, dracu, de picioare cu aia, că sunt oameni care au supraviețuit, frate, și sunt oameni care n-au mâini și picioare și sunt fericiți, de, mai fericiți decât mine. Bă, lumea, cam atât cu acest episod, zic că am filmat destul acum, nici nu prea vreau așa, oricum o să mă filmez încă un episod după ăsta, cum a venit, sper, dacă o să am chef. Iar noi ne auzim data viitoare, cu parcă cu următorul episod din Assassin's Creed Rogue sau GTA, vedem, dar parcă aș vrea să mă filmez încă un episod din Rogue, e mișto rău de tot, mi-a plăcut foarte mult, iar noi ne auzim data viitoare, fraților. Să fiți cu minți, v-am pe oape portofel și fiți, și fii atenți. Hashtag muie BIOS. Ia, stai că din greșeală cred că am atizat într-un cutscene. Dar urmări și pe asta, acum după închidem. Albany, iulie 1754. Bun, mi-am pupat, pa, pa.